posibilitatea să citesc acest volum anterior prezenței mele aici, că aș fi fost mai documentat. Nu sunt acum, doar de ce s-a povestit aici. Eram sigur interesat să aflu de la autor cine a trădat securitatea. Ce? Trădarea securității. Deci securitatea a fost trădată. Cine a trădat-o? Da? Înțeleg că e invers în gândirea autorului. Eu aveam, chiar vroiam să aflu cine dumneavoastră a trădat securitatea. Să văd și eu cine m-a trădat. Da? Deci nu s-a pus așa problema. Deci cu totul altceva. Titlul e ambigu. Da? E autorul treaba lui. Așa. Dar se vorbește, și cu ce s-au dezbătut aici, deci cartea nu știu conținutul de ce s-a prezentat. Dar aici ce s-a prezentat sunt multe erori, ceea ce înseamnă necunoașterea unor momente clare. Cel puțin alea pe care le-am perceput direct. Dacă vorbiți de Timișoara, iertați-mă, întrebați-mă pe mine, că eram acolo. Păi dumneavoastră ne-a spus că nu vreți să ne spuneți adevărul și veți merge în mormânt cu el. Deci nu despre Timișoara, domnule. Deci, eu, ca și alți colegi, sunt ofițer de informații. Timișoara, evenimentul Timișoara a fost un episod neatât de important pentru activitatea unui ofițer de informații care se desfășoară pe 20, pe 30, pe 40 de ani. Eu am vorbit de activitatea unui ofițer, indiferent de lumea asta, el nu le scoate la tarabă. Sau să le pună la, în bibliotecă și să fie vândute la librărie. Da? De asta m-am referit. N-ar putea să mă întrebați. Și atunci nu făceați această eroare. Deci nu despre Timișoara. Ce am avut despre Timișoara, am zis-o și atunci, și atunci s-a și lămurit lumea că n-a fost nicio mare minune, că totul a fost pregătit în vreme de cei interesați să schimbe regimul. Restul vorbim vorbe. Da? Deci înțeleg și îmi pare rău că se interpretează în felul acesta și dumneavoastră, că avem o relație mai veche și continuăm, nu e nicio problemă. Controverse bune, întotdeauna, că conduc spre adevăr. Se face, nu știu dacă voiți sau din lipsă de documentare. Mulți fac. Când zici securitate, înțelegi și pe la soldatul care era cu pușca și păzea, nu știu ce, la rafinăria sau la nu știu ce, și ofițerii de informații. Noi, ca ofițeri de informații, ne simțim jigniți. Să fim băgați în aceeași, cum să spun? Formală. Nu vreau să zic tu. Cremuzet. E deja sună mai de da, mai mici. De fizică, nu? trebuie să facem aceste deosebire. Un ofițer de informații, asta e menirea lui, oriunde în lume, să obțină informații de interes deosebite și să le prezinți conducerii politice a statului în slujba cărui de afli. Stăpâne, eu fac trimitere la codul penal. Codul penal clarifică cine e trădător de țară și cine este spion. Pe spion, eu ca ofițer de informații, îi respect, pentru că sunt, lucrează pentru statul care i-a trimis să facă spionaj la mine în țară. Dacă eu contraspion sunt, incapabil să-l descoperi și să-l prind și să-l demasc și să-l trimit la el acasă, e vina mea. Câștigă el. Și eu pierd. Nu e o problemă. Alteori îl prind eu și pierd el. Dar trădător de țară este mult mai grav. Asta am explicat pe emisiune. Dar el, în mintea lui îmbâxită, nu vrea să priceapă termenii ăștia care sunt foarte clari în toată lumea. Nu i-am inventat noi română. De tot ești vorbiți, nu? Pardon? De tot ești vorbiți. De tot ești vorbiți. Așa că s-a făcut trimitere la Timișoara. Deci eu, din 17 decembrie, am fost la Timișoara. Da? Așa. Trimis, sigur, de ordine. Eram în conducerea contraspionajului român. Nu aveam nicio treabă. Nici cu jandarmii, sau cum ne zicea cu jandarmi, n-am mai zis și înainte, iar le zicea altfel. Nici cu milițienii, nici cu nimeni. Erau în problemele de informații. Da? Erau deja informații că se acționează și să nu, și nu dă ierdați, vorbim la acum aproape 26 de ani, nu urmă. Erau informații că se pregătește răsturnarea regimului. S-a mai scris și noi am mai publicat și în revista asociației noastre, și în volume legale, și colegul nostru Cristi Troncodă și noi, că informații cu privire la ce urma să se întâmple în România au existat cu mult înainte de decembrie 89. Toate aceste informații au ajuns la factorul politic decident în vremea respectivă să hotărăscă ceva ce crede. Nu serviciul de informații hotărăște ce să facă.
El îi le pune la dispoziție, asta e obligația lui, oriunde în lume. Deci să nu mai amestecăm și facem responsabil, indiferent de că e al americanilor, al nostru, al bulgarilor, al ungurilor, serviciul de informații trebuie să-și facă datoria conform legii în baza căruia funcționează. Așa a fost și în România, așa e și acum. Nu e altfel. Deci amestecul ăsta de probleme și de ăla și nu e, în fond, confuzia se creează și din cauza hotărârii conducerii politice de atunci și a băgat pe toți într-o oală. Ce să faci trupă alături de serviciul de informații? Nu? Idioție, e o prostie. Nu trebuie să le amesteci. Ce să faci? Ce sunt, îi zice acum, cum îi zice, SPP, Serviciul de Protecție și Pază, care apără pe demnitare, care au... A cincea prevenție. Așa și cu asta. Nu are nicio legătură. Aisia, deci a protecție. Deci, nicio chestiune. Și atunci, asta determinat și confuzii de care mulți le fac. Eu nu pot să fac, că am fost în sistem și le știu exact cum trebuie. Și n-am cum să fac complet, dar ajut să se înțeleagă niște chestiuni. Deci, sigur, e meritoriu ce scrie domnul profesor Lucu și a mai scris și altele. Provoacă o discuție, o dezbatere. Exact. Dar, sigur, n-am să fiu niciodată de acord cu inexactități sau insinuări. Insinuări nu voite, nu din rea voință, din necunoaștere. Și se întâmplă. Păi, care se poate întâmpla? Nu e o cea mare asta. Dar de-aia suntem și ne mai întâlnim, să clarificăm treburile, măcar să rămână un adevăr curat pentru cei urmași care sunt și mustine încă aici și să rămână ce a fost exact. Să nu deformăm, să nu dezinformăm, nu din rea voință, repet, din nestăpânirea unor termeni și unor reguli de activitate în acest domeniu foarte sensibil. Asta este peste tot. Fiind în dialog, domnul președinte, fiind în dialog, referitor la acest aspect, doresc să fac o precizare. Nu putem să separăm activitatea, după modelul de astăzi, activitatea în cadrul DSS-ului. Ofițerii de informații pe care dumneavoastră extrageți de lângă trupe, USLA și alte forțe, erau cei care comandau. Ofițerul de informații Gheorghe Ardeleanu era șeful USLA. Ofițerul de informații Iulian Vlad avea comandă directă trupele de securitate. Deci nu erau lucruri diferite cum le prezentați dumneavoastră. Ba, erau absolut diferite. Nu erau deloc diferite. Nu mai dezinformați. Vă rog, nu e adevărat. Deci, rog asistența să verifice dacă trupele de securitate nu erau Grigore Ghiță să subordona direct celor lui Vlad. Direct lui și nimănui altcineva. Atenție! V-a spus generalul Vlad. Ce a zis atenție. Generalul Ghiță? O secundă. Da, dacă vă rog. Dacă vorbiți singur, noi ce nu vorbesc singur. Nu, dar aici mi-a spus un adevăr. Și Ardeleanu ce era? Nu era ofițer de informații. Comandat USLA. Dar și care-i problema? Ofițeri de informații și structură de informații comandat trupele. Nu comandat trupele, domnule. Comandat trupele. Domnule, probabil la dumneavoastră la Sibiu. N-am ce să spun, dar altfel nu mai scot la cap. Și la Sibiu, inspectorul șef, ofițer de securitate, era comandantul centrului Comitetului Militar Județean, căruia îi se subordonau și trupele. Deci, inspectorul șef la județ nu comanda serviciul de informații. Clar? Șeful serviciului de comandat securitatea ajuns nu se subordona decât formal. N-avea nici voie să-i prezinte probleme stricte de informații. Clar? Hai ca să nu mai spunem ce trebuie. Bun, aveți lucru, sau oferi la securitate, că trădarea securității nu neapărat la ofițerii de informații. Și la securitate cu alte structuri. O știu, care e? Da. Și la... Eu vreau să pun o întrebare. O să spun, uite, cu Cristi Drogu, dacă era la arhiv, înseamnă că era trădat. Să simte trădătoare. Eu am precizat și în carte precizez că nu vizez întreaga instituție, domnul președinte. Nu se poate.
Dar nu mă mazeresc, dar am clarificat-o, citiți și o să vedeți că nu o să citesc, dacă n-am avut privilegiul, ce să fac? M-ați invitat înainte de la urmă. Vreau să pun și eu o întrebare, simplu și să se răspundă cu da și nu. Securitatea ca instituție, când a fost creată în 1948, a fost creată după model sovietic? Nu, da. Și regulament. Tot. E ok. Deci, da. 1967-68, când Ceaușescu a promovat politica separării așa subtile de Moscova, a însemnat trădarea cui față de cine în domeniul instituției securității? Trădarea securității românești față de structurile specializate de la Moscova sau invers, Moscova a văzut atitudinea securității și a trădat